În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tâlcuirea Evangheliei Duminicii a 17-a după pogorârea Sfântului Duh. Frați creștini, să fim cu toată luare aminte la tâlcuirea Evangheliei care s-a citit astăzi, ca să cunoaștem cât de mare era credința femeii cananeence, cât de mare era râvna cu care a întâmpinat ea pe Iisus Hristos și priceperea ei în răspunsurile date lui, cum și stăruința în rugăciunea ei către Iisus. Și de vom fi cu toată luare aminte la cuvintele Sfintei Evangheliei, vom înțelege și chipul în care Domnul a scos la lumină și a arătat faptele cele bune ale ei. Pe lângă aceasta vom cunoaște și minunea săvârșită din milostivire față de fiica ei, când în vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului. După vorbirile avute cu cărturarii și fariseii asupra unor obiceiuri ale lor, prin care înlăturau poruncile lui Dumnezeu și ajunseseră să cinstească pe Dumnezeu numai cu buzele, inima lor rămânând departe de Domnul, și după ce cărturarii și fariseii s-au scandalizat de cele auzite, iar Iisus i-a făcut pe ei povățuitor lor pentru relele lor datini, Domnul a trecut din Iudeea în Siria, în părțile orașelor Tir și Sidon. De ce Iisus Hristos, care a poruncit ucenicilor săi să nu meargă în calea păgânilor și să nu intre în cetatea samarinenilor, ci să se ducă mai cu seamă la oile cele pierdute ale casei lui Israel, el însuși a părăsit oile cele pierdute ale acestei case și a mers în calea păgânilor din părțile Tirului și Sidonului. Prin aceasta, el n-a călcat nicio poruncă dată ucenicilor săi și nici pe poporul lui Israel nu l-a părăsit, pentru că porunca nu zicea să nu mergeți nici de cum la păgâni, ci să mergeți mai cu seamă la oile cele pierdute ale casei lui Israel, dându-le întâi cinstea lor, fiindcă ei primiseră legea cu prorociile despre el și astfel aveau destulă lumină și învățătură pentru primirea lui. Și într-adevăr, israelitenii au avut cei din tâi cinstea aceasta, pentru că nu numai Domnul Hristos, cel din tâi, i-a învățat pe ei, ci și Sfinții Apostoli, având poruncă de la el, lor le-au propovăduit mai întâi credința în Hristos și numai după aceasta s-au întors către păgâni, fiindcă iudeii n-au primit propovăduirea după cum se spune în Faptele Apostolilor. Atunci Pavel și Barnaba le-au spus în fața iudeilor: vouă trebuie să grăim mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, dar de vreme ce le pădați și nevrednici vă socotiți pe voi de viața cea veșnică, iată ne întoarcem la păgâni. Tot astfel a făcut și Iisus Hristos după cele întâmplate în vorbirile lui cu cărturarii și fariseii. A plecat la păgânii din Tir și Sidon. Și iată o femeie cananeancă din aceste ținuturi, ieșind în calea lui, striga și zicea: miluiește-mă pe mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este chinuită de un demon. Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că femeia aceasta era din Fenicia Siriei. Fenicienii se numeau cananeni, deși femeia era cananeancă păgână, totuși ea, după cum se vede, știa ceva despre Iisus Hristos, pentru că l-a numit nu numai Domn, ci și Fiul al lui David. Atât de mult a crezut că va dobândi tămăduirea fiicei sale, încât, neținând seama că este de alt neam, a ieșit cu toată îndrăzneala în întâmpinarea Domnului și l-a rugat pentru fiica ei, strigând către el cu mare glas: miluiește-mă pe mine, Doamne! El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, ci venind aproape ucenicii lui, îl rugau și ziceau: slobozește-o pe ea, că merge, că strigă în urma noastră. Iubitorul de oameni, Iisus Hristos, a înviat din morți pe fiul văduvei la poarta cetății Nain. A dat lumină ochilor orbului din naștere. A însănătoșit mădularele slăbănogului de la scăldătoarea oilor și a tămăduit bolile multor bolnavi
fără nicio găminte din partea cuiva. De ce nu dă niciun răspuns cananeencei, acestei mame nenorocite care se ruga cu atâta credință și evlavie, strigând cu mare glas, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David. Această tăcere a mirat pe ucenici. De aceea, apropiindu-se de el, îl rugau zicând, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Ei ziceau aceasta în îndrăjdiință să-l înduplece pe iubitorul de oameni ca să miluiască pe femeie. Dacă Domnul ar fi răspuns cananeencii și i-ar fi ascultat rugăciunea, ucenicii lui și poporul care erau acolo, necunoscând credința ei, s-ar fi scandalizat știind că femeia era de alt neam și de altă credință. De aceea Iisus nu i-a răspuns ei niciun cuvânt, pentru că, asilită fiind de tăcerea lui, să arate prin stăruință cât de mare este credința ei. Deci tăcerea Domnului a fost mijlocul prin care, arătându-se credința și evlavia femeii, s-a înăturat tulburarea ucenicilor și a poporului care era de față. După aceea, răspunzând el, a zis, nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iisus Hristos le-a zis că nu este trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel, ca să arate prin aceste cuvinte că nu voiește să asculte rugăciunea cananeencei și astfel să se arate credința ei spre mustrarea iudeilor, care zicând că ei cred în Dumnezeu, erau necredincioși în cele ce a zis Dumnezeu despre Iisus. De aceea, Sfinții Apostoli, auzind răspunsul Domnului, n-au zis nimic. Dar venind femeia, s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mă! Dar rugămintea apostolilor n-a putut să înduplece pe Iisus, deși femeia, având încă credința ei tare, nu s-a dezîndrăjit și nici n-a fugit, ci a căpătat și mai multă drăzneală și a venit mai aproape de Iisus Hristos. Acum, nu mai striga mergând în urmă, ci stând în genunchi înaintea lui, i s-a închinat și a zis, Doamne, ajută-mă! Precum se vede, ea a crezut că Iisus este Dumnezeu adevărat și atotputernic. De aceea n-a zis, roagă pe Dumnezeu sau roagă-te pentru mine, ci l-a rugat din toată inima, ca pe un Dumnezeu, zicând, Doamne, ajută-mă! Iar el i-a dat acest răspuns, nu se cuvine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Iisus numește pe păgâni câini pentru viața lor necurată și pentru închinarea la idoli. Iar pe iudeii numește fii pentru cinstirea lui Dumnezeu și pentru legea care li s-a dat numai lor. Prin pâine se înțelege binele făcut prin minuni. Deși aceste cuvinte sunt o înfruntare, însă Iisus, neavând scopul să o înfrunte, ci numai să arate iudeilor credința ei neclintită în el, a zis, tu îmi ceri să-ți fac un bine, dar nu se cuvine a lua binefacerile rânduite pentru cei care cred în Dumnezeu și a le arunca necredincioșilor. Tot așa altădată a zis către sutașul care îl ruga pentru stăpânitorul lui, voi veni și îl voi tămădui, ca să arate credința lui evlavia și smerenia. Dar cuvântul dat de acesta, Doamne, nu se vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea, dar femeia a zis, adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărmiturile care cad la masa stăpânilor lor. Cât de mare este căldura credinței ei, este gonită ca un câine, însă ea crede că totuși va fi ascultată, câtă smerenie. Este socotită în rândul câinilor, dar cu mare bărbăție sufletească, ea primește înfruntarea. Cu câtă înțelepciune răspunde la cele zise de Iisus, așa este, Doamne, câinii sunt necurați, precum zic, dar precum ei mănâncă din fărmiturile care cad la masă stăpânilor lor, așa dă-mi și mie darul acesta, care este mic la tine, ca și una din fărmiturile care cad de la masă, dar la mine este mare, care vindecă suferința cea cumplită a iubitei mele fiice. Ca Dumnezeu a toate știutor, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cunoștea de mai înainte toată frământarea sufletească a cananeencii și toată credința ei. Dacă nu i-a ascultat îndată rugăciunea, ci a lăsat-o să mărturisească înaintea tuturor credința ei puternică, el a făcut aceasta pentru că voia să arate atât celor ce erau de față, cât și tuturor, că deși femeia cananeancă era de al neam și închinătoare la idoli, totuși pentru credința ei neclintită
în Iisus Hristos ca Dumnezeu era vrednică de darul pe care îl cerea. Și ca să închidă încă o dată gura iudeilor care nu credeau în el, atunci răspunzând Iisus, a zis ei, o femeie, mare este credința ta, facă-se ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Într-adevăr, mare este credința acestei femei închinătoare la idoli și neștiutoare a învățăturilor și legilor dumnezeiești la iudei. Aleargă îndată din hotarele patriei sale și strigă în urma lui Iisus și a ucenicilor lui, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David. Deși nu primește niciun răspuns și este gonită și înfruntată, ea însă nu pleacă, ci stă crezând că Hristos o va asculta. Pentru aceasta i-a dat ei Domnul tot ceea ce a cerut, așa cum a dat și sutașului altădată, zicând, facă-se ție precum voiești. După ce a lăudat-o pentru credința ei, spunându-i, o femeie, mare este credința ta. În ceasul acela în care Iisus Hristos a grăit cuvântul acesta, facă-se ție după cum voiești, fiica ei s-a tămăduit ca și altădată servitorul sutașului, iar femeia cananeancă a primit ca aceasta răsplata bine meritată a credinței ei și a stăruinței ei în rugăciune. Deci, iubiți frați, având pildă pe femeia cananeancă și aducându-ne aminte totdeauna de bunăvoința Mântuitorului Hristos față de ea și de minunea pe care a săvârșit-o Domnul la rugăciunea ei cea stăruitoare, să fim tari în credința noastră și să stăruim în rugăciunile noastre către Bunul Dumnezeu, căci numai astfel ne vom putea împărtăși de bunătățile sale, de harul său și de a sa iubire de oameni. Amin. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.